cel mai trist refren. Dar înainte să ascultăm cel mai trist refren, trebuie să ascultăm și cel mai bun playlist recomandat în România. Avem aici 1130 de like-uri. Ne ducem spre 1200. Deci dacă vreți să ascultați muzică, trap și cu artiști foarte versatili, adică mulți, nu doar unul singur, aveți aici în recomandat în România. Dați like la playlist și ascultați playlist-ul, că e bun, e bun, n-ai ce zici. Hai să ascultăm noua piesă a lui Bacovia, să vedem care e treaba cu piesa asta. E cel mai trist refren. Asta e o poveste despre puștii din cartier. Multe s-au schimbat și multe au rămas la fel. Unii zic destine, iar alții spun că e blestem. Eu cred că e cel mai trist refren. Asta e o poveste despre puștii din cartier. Multe s-au schimbat și multe au rămas la fel. Unii zic destine, iar alții spun că e blestem. Eu cred că e cel mai trist refren. Îl știu pe unul, a fost cu el în generală, ce voia să se omoare încă din prima zi de școală cu un tată. Observăm stilul Bacovia vechi. Revenim la origini, piese cu mesaj și foarte triste. Bun. Tăbeți Ivan cel pătea seară de seară, venea vână stând în clasă, încercând doar să nu pară, și stăteam cu el la gara așteptând autobuzul. Spunea că urăște viața, dar nici nu-i prinsese gustul. Mi-a întins într-o zi mâna, avea lacrimi pe obraz, taxul iar se semâna focul de pe aragaz. Și mamă, am o imaginație foarte bogată și mi-am închipuit asta, vai de capul meu. Era doar un copil, nici nu știu dacă mă simți. Unii au părinți din ea, de mai bine n-ai părinți. Îți dai doar seama. Dracului de tare încă mă scoate din minți. L-am văzut ultima oară pe peron înghesuit. De momente și de vorbe și de amintiri ciudate. Îmi spunea cât se urăște și cât se gândea la moarte. I-am spus că o să fie bine și simt cât poate să doară. După vreme am auzit că și-a legat decât o sfoară. Asta... Îți dai seama ce traume poate să trăiască unii oameni? E o poveste despre puștii din cartier. Multe s-au schimbat și multe au rămas la fel. Unii zic destine, iar alții spun că e blestem. Eu cred că e cel mai trist refren. Asta e o poveste despre puștii din cartier. Multe s-au schimbat și multe au rămas la fel. Unii zic destine, iar alții spun că e blestem. Yeah. Eu cred că e cel mai trist refren. E despre puștul ce-a crescut orfelinat, fiindcă măsa l-a lăsat fix când taxul a decedat. De mic copil pe tâlhărie, pe furat, ce se lua în smardoială pentru locul lui din pat. Unii râdeau morților când avea țoale, până și-au luat toți bătaie într-o seară în parcare. Și nu-ți cânde două palme sau schemă de intimidare, îți cânde spre o rozetă ce le-a spart fața la fraier. Combinat tot pe la scară, de la târfe la vrăjeală. Știu, fura casetofoane din mașini parcate în stradă. A fost și plecat pe afară să tragă niște manete. L-au închis o perioadă pentru nu știu ce anchete. A ieșit apoi afară, dar își pierduse relația. Ci că femeia îi plecase, nu mai accepta situația. Eu pe atunci eram în Londra, am primit mesaj pe seară. Vezi că ăsta a murit și a legat decât o sfoară. Au. Și care e chestia? Piesa asta mă transpune în poveste. Eu, gen, cumva pot să mă duc în povestea lui Bacovia și să o văd în fața ochilor, să îmi imaginez tot scenariul ăsta și e sumbru, e sumbru, e rău de tot. Asta e o poveste despre puștii din cartier. Multe s-au schimbat și multe au rămas la fel. Unii zic destine, iar alții spun că e blestem. Eu cred că e cel mai trist refren. Asta e o poveste despre puștii din cartier. Multe s-au schimbat și multe au rămas la fel. Unii zic destine, iar alții spun că e blestem. Eu cred că e cel mai trist refren. Genul ăsta de muzică îl reprezintă pe Bacovia, efectiv. That's Bacovia. Ăsta e Bacovia, efectiv. Așa am început eu să ascult Bacovia, prin piesă de genul ăsta. Mă bucur extraordinar de mult că a dat o piesă de genul ăsta. Puțin cam raf, adică... Și astea sunt doar două din câte povești probabil mai... A avut Bacovia și probabil a mai trecut prin câte momente a mai trecut. Fai de capul meu. Se pune pe gânduri, nu știu, n-am cuvinte, efectiv, n-am cuvinte. Nu pot să zic despre piesă pentru că spune piesa destul despre ea însăși. Na, n-am ce să zic. Meritiți, ascultați piesa Show Some Love.
Eu am fost Rodby, v-am pupat.